Timp de două zile, orașul a fost în straie de sărbătoare. Episcopia Romanului a fost ridicată la rang de arhiepiscopie cu titulatura Arhiepiscopia Romanului și Bacăului. Personalități marcante din viața politică și culturală au luat parte la manifestări. În acest weekend, municipiul nostru a fost capitala Ortodoxiei Românești. Conducerea Bisericii Ortodoxe Române, sute de preoți, autorități locale și județene au venit pentru acest eveniment foarte important pentru romani și întreaga Moldovă. Sfânta liturghie de duminică a fost oficiată de Preafericitul Părinte Daniel, împreună cu un sobor de preoți și diaconi în fața a peste 5.000 de pelerini. După slujba a avut loc festivitatea de ridicare a Eparhiei Romanului la rang de arhiepiscopie. S-a dat citire Tomosului Sinodal, Preasfințitul Ieftimie a fost ridicat în rang de arhiepiscop, iar Preasfințitul Ioachim Băcăuanul în rang de episcop vicar. Iată, a sosit momentul solemn al înălțării în rang a Episcopiei Romanului, și anume ridicarea la rangul de arhiepiscopie a Romanului și Bacăului, deci o titulatură nouă, mai cuprinzătoare, și anume pe lângă Roman apare numele municipiului Bacău, deoarece în jurisdicția acestei eparhii, județul Bacău este parte integrantă și majoritară, iar Romanul reprezintă continuitatea istorică neîntreruptă timp de 601 ani a acestei episcopii, care astăzi devine arhiepiscopie. Daniel, prin mila și purtarea de grijă a lui Dumnezeu, arhiepiscop al Bucureștilor, mitropolit al Munteniei și Dobrogei, locțitor al tronului Cezariei Capadociei și patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, iubitului cler și tuturor drept credincioșilor creștini din de Dumnezeu păzita Episcopia Romanului și tuturor ascultătorilor și cititorilor acestui tomos patriarhal, har și pace de la Dumnezeu cel întreime lăudat, iar de la noi părintească binecuvântare. Îi oferim mai întâi mantia de arhereu și cântăm vrednic este. Vrednic este, vrednic este. Oferim crucea, biserica patriarhală nouă pentru arhierei și cântăm vrednic este. Vrednic este, vrednic este, vrednic este. O nouă pagină în cartea sa de aur, scrise în cursul celor 6 veacuri de existență neîntreruptă aici, în mijlocul binecuvântatei Moldovei. Ați venit, Preafericite Părinte Patriarh, se proclama solemn ridicarea la rang de arhiepiscopie Ținutul Romanului și Bacăului, fapt ce pe noi ierarhii, clerul, monahii, monahiile și credincioșii acestei eparhii, nu numai că ne onorează, dar în același timp ne copleșește de o imensă bucurie. De fapt, de acum, eparhia noastră va purta numele de Arhiepiscopia Romanului și Bacăului și va fi înscrisă la locul său de cinste între eparhiile de același rang în dipticele Patriarhiei Române. Chiar dacă la eveniment au fost prezenți oameni politici, manifestarea nu a căpătat un caracter politic, deoarece aceștia nu au ținut discursuri în fața mulțimii.